Salut, eu sunt Eduard, iar în acest videoclip o să instalăm Windows 10 pe acest laptop. Înainte să începem, țin să precizez că avem nevoie de un stick de cel puțin 16 GB, USB 3.0 ca să se miște totul mai repede, o conexiune la internet pentru a crea stickul bootabil, dacă nu l-avem deja făcut, și bineînțeles, noul nostru dispozitiv sau actualul dispozitiv pe care vrem să instalăm sau să reinstalăm Windows 10. Pașii o să fie clari, o să fie scurți și cred că oricine poate face asta. Puteți să urmăriți de mai multe ori videoclipul, puteți să încercați. Nu este nicio problemă dacă nu vă iese din prima. Avem secțiunea de comentarii, ne ajutăm reciproc. Suntem aici ca să învățăm. Bun. Înainte să începem, țin să precizez că trebuie să vă interesați cum să intrați în BIOS. Puteți să dați o căutare pe Google cum se intră în BIOS modelul de laptop sau calculator. Da, cum ziceam, fie că e vorba de laptop sau calculator, pașii sunt aceiași. Trebuie să apăsăm în general pe tasta F2, dar câteodată trebuie să ținem apăsat și pe tasta Fn înainte să apăsăm pe tasta F2. În fine, există mai multe opțiuni, putem să le încercăm pe toate până ajungem acolo unde trebuie. Nu trebuie să ne simțim copleșiți de câteva detalii minore. Bun, și cam asta este introducerea. Hai să trecem la treabă să vedem dacă ne iese. Ok, bun, am zis că instalăm Windows 10. Pentru asta trebuie să facem un stick bootabil cu Windows 10, deci ne trebuie un stick și un laptop sau calculator cu conexiune la internet. Apoi ce facem? Intrăm pe browser la alegere, eu o să folosesc Edge și tastez Download Windows 10. Primul rezultat este exact site-ul oficial de la Windows, de la Microsoft, pardon, dăm click. Nu acum. Și avem de ales actualizare, nu mă interesează să actualizez, pentru că mă interesează să descarc. Doriți să instalați Windows 10 pe PC? Da, descărcați instrumentul acum. Asta vrem noi să facem, să descărcăm instrumentul. Se descarcă Media Creation Tool. Dăm click o dată. Yes. Și acum așteptăm să vedem ce ne zice. N-ar trebui să dureze foarte mult. Sunt de acord, accept. Și aici am de ales dacă vreau să fac upgrade la acest PC, nu mă interesează asta, dacă vreau să creez un stick sau un DVD sau un ISO file, dar pe mine interesează un stick. Deci o să bifez a doua opțiune, dau next. Aici aș putea să selectez dacă vreau să fac un Windows în engleză sau în altă limbă, în română și așa mai departe, versiunea Windows-ului pe 64 sau pe 32 de biți. De obicei lăsăm ce recomandat, dar putem să schimbăm chiar pe română. Să creăm un stick bootabil pentru Windows în limba română. Dăm next. Și aici avem de ales dacă vrem să punem pe un stick sau să facem un ISO file. Pe noi ne interesează să punem pe un stick. Și pentru asta o să dăm next. Și îmi spune că nu găsește stick-ul pentru că încă nu l-am băgat în laptop. Deci acum e momentul în care băgăm laptop, băgăm stick-ul în laptop. Așa, vedem că a apărut și dăm refresh. Acesta este stick-ul. Dăm next și acum începe să descarce Windows 10. Așteptăm până ajunge la 100%, n-ar trebui să dureze mult. Thank you.
Bun, stick-ul nostru este gata, în momentul ăsta dăm pe finish. Face un pic de curățenie și putem să scoatem, să îl folosim în laptopul sau calculatorul unde vrem să instalăm Windows 10. Trecem imediat și la pasul acesta. Ok, a venit momentul să instalăm Windows 10 pe acest laptop. Țin să precizez că, indiferent dacă e vorba de laptop sau calculator, pașii sunt aceiași. După ce am făcut stick-ul bootabil cu Windows, trebuie să-l conectăm într-unul dintre porturile USB, să intrăm în BIOS, să setăm să buteze de pe stick și să instalăm Windows-ul. Acum, la fel de important este următorul lucru. Dacă nu vede stick-ul după ce l-am introdus în unul dintre porturile USB, da, e important să încercăm în alt port USB, pentru că nu mereu laptopurile și calculatoarele văd toate porturile USB ca fiind ok pentru a buta de pe ele. Deci e important să încercăm toate porturile înainte de a trage o altă concluzie că poate îi devină stick-ul sau calculatorul slash laptopul. Bun, și e important să băgăm într-un port de mare viteză USB 3.0 ca să se miște mai repede. Ok, acum am conectat stick-ul, urmează să aprindem laptopul. În timp ce îl aprindem, imediat trebuie să apăsăm pe una dintre tastele care intră în BIOS. E important să căutăm pe net să vedem care e tasta specifică pentru modelul nostru de laptop sau calculator. De obicei este tasta F2, F12, Delete, F10, Escape, Enter, depinde. Majoritatea sunt prin F2. Și cum facem asta? Apăsăm repetat pe F2, imediat după ce apăsăm pe butonul de Power On. Ia să vedem dacă ne iese din prima. Câteodată durează mai puțin, câteodată durează mai mult. Ok, gata, am intrat în BIOS. Din acest moment, lucrurile trebuie să fie puțin mai clare. Bun, indiferent de cum arată BIOS-ul, ideea de bază e aceeași. Căutăm boot. Și aici ne asigurăm că la boot priority order, primul este stick-ul nostru, da? Putem vedea că acum este pe locul 4 și trebuie să-l ducem să fie pe locul 1. Și ne spune și cum să facem asta. De pe tasta F5 dăm mai sus, de pe F6 dăm mai jos. Hai să vedem. Apăsăm pe F5. Îl dăm mai jos de pe F5, ok, și de pe F6 dăm mai sus. Și apăsăm până ajunge primul. Ok, în acest moment este primul, deci când se aprinde laptopul sau calculatorul, o să ia prima dată stick-ul. Mai exact, instalarea Windows-ului. Bun, și apăsăm pe F10 ca să salveze și să iasă. Yes. În acest moment așteptăm, ar trebui să intre direct pe stick. Hai să vedem cum se comportă. Suntem întâmpinați de primul ecran al instalării Windows-ului. În acest moment puteam să selectăm limba, tastatura și așa mai departe, dar noi am făcut stick-ul deja în română, deci nu avem ce să modificăm aici. Dăm direct pe următorul. Instalare imediată. Programul de instalare pornește. Toată instalarea nu trebuie să dureze mult. Ok, bun. Aici ne spune că putem să introducem cheia produsului. Dacă avem o cheie de instalare a Windows-ului, în momentul ăsta putem să o introducem, dar noi nu avem o cheie de instalare, putem să instalăm Windows fără să plătim licența, suntem un pic mai limitați fără Windows activat, dar o să discutăm despre asta în ultima parte a videoclipului. Deocamdată dăm pe nu am o cheie de produs. Dăm click aici. Bun, aici sunt cele câteva opțiuni de Windows 10, Home, Home N, Education, Education N, Pro, Pro N. Vă recomand mereu Windows 10 Pro. Este versiunea completă de Windows, cea mai bună. Pro N este tot 10 Pro, dar are câteva lucruri scoase. Deci,
Windows 10 Pro, cea mai bună opțiune. Și dăm pe următorul. Accept termenii licenței, următorul. Aici dăm pe particularizat. Instalați doar Windows Complex. Bun, și fiindcă pe acest laptop nu a fost instalat Windows, avem o partiție cu spațiu liber, spațiu nealocat, mai exact. Chiar dacă am fi avut Windows, făceam același lucru, selectam fiecare partiție în parte și dădeam pe ștergere, așa cum facem și acum. Click, ștergere, OK. Bun, și s-a limitat la spațiu nealocat, exact cât spațiu nealocat există, fără alte partiții. În acest moment dăm pe nou și creăm partițiile câte vrem noi. De obicei avem partiția C și partiția D. Pe C instalăm Windows, pe D ne punem noi filme, jocuri și așa mai departe. Bun, o să creăm o partiție de 180 pentru Windows. Putem să o facem de cât vrem noi, da? Aplicare. Aici ne anunță că Windows va mai crea niște partiții suplimentare de câțiva mega. Nu e nicio problemă să creeze, dăm OK. Bun, și vedem că au apărut trei partiții, cele două create de Windows, cea creată de noi și a mai rămas spațiu nealocat. Și aici continuăm la fel, dăm pe New, pe Nou, la spațiu nu mai modificăm nimic și dăm Aplicare. În momentul ăsta am creat partițiile. Acum, cea care rămâne bifată va fi cea care o să primească instalarea Windows 10. Deci noi bifăm pe partiția 3 aici, unde avem 183 de giga. Da? Deci dacă rămâne bifat aici, aici o să se instaleze Windows. Dacă rămâne bifat aici, aici o să se instaleze Windows. Noi vrem aici. Rămânem cu mouse-ul acolo, bifăm acolo de fapt și dăm pe următorul. Din acest moment, Windows-ul își face treaba, instalează, copiază și așa mai departe. Acum tot ce putem să facem e să așteptăm până când ne întreabă iar ce mai facem. Hai să vedem cât durează. În acest moment trebuie să scoatem stick-ul pentru că am terminat cu el. Da, l-am scos, îl punem deoparte, nu mai avem treabă cu stick-ul, acum lăsăm Windows-ul să-și continue treaba. Și acum continuăm cu instalarea, avem câteva setări micuțe de făcut până când ajungem la ecranul de home, de acasă. Bun, ne întreabă regiunea dacă e corectă. Da, suntem în România, e corect. Structura tastaturii o lăsăm pe română standard, putem să punem română programator tradițională, depinde dacă vrem diacritice sau nu, asta e o chestie la alegerea voastră, da. Aici dacă vrem să adăugăm o altă structură, de exemplu engleză și așa mai departe, deocamdată dăm pe omiteți. Bun, și acum ne întreabă dacă vrem să ne conectăm la o rețea. Sfatul meu este să nu vă conectați la o rețea în timp ce instalați Windows, pentru că vă cam obligă să instalați, nu să instalați, să creați sau să vă conectați la un cont de Microsoft. Și eu nu sunt împăcat cu ideea asta de a mă obliga să fac ceva, așa că de obicei bifez că nu am internet. Ulterior, dacă vreau să mă conectez la contul meu de Microsoft, este alegerea mea. Vă recomand să faceți la fel, bifați nu am internet. Da, aici ne și spune că dacă ne conectăm la internet, ci că avem mai multe lucruri în plus. Dar, așa cum ziceam, vreau să fie alegerea mea, continuați cu configurarea limitată. Aici dăm un nume calculatorului, laptopului sau numele nostru și așa mai departe. Eu o să scriu Lenovo. Bun, dacă vrem să punem și o parolă, putem să punem o parolă sau putem să dăm pe următorul să lăsăm gol dacă nu vrem o parolă. Și aici, dacă suntem de acord sau nu suntem de acord cu anumite chestii. De obicei bifez că nu sunt de acord pentru că dacă stați să citiți fiecare chestie în parte, nu prea au sens și nu vreau să fiu de acord cu aceste lucruri. Dar fiecare face ce vrea aici. Eu, unul personal, pun nu peste tot.
Salut! Din acest moment, ar trebui să mai dureze doar câteva minute, în funcție de cât de bun este sau rapid este calculatorul sau laptopul. Dacă e vorba de un calculator sau laptop cu SSD, instalarea ar trebui să dureze maxim 15 minute. Bun, și în acest moment am terminat de instalat Windows-ul. Tot ce mai avem de făcut acum este să-l conectăm la o rețea, acum putem să-l conectăm la rețeaua de internet și să-l lăsăm să-și instaleze singurel toate driverele și tot ce mai are el, actualizări și așa mai departe de instalat. De când cu Windows 10, 11, lucrul ăsta este mult mai ușor, pentru că foarte rar trebuie să intrăm noi să instalăm ceva manual când vine vorba de drivere și actualizări. Își instalează el singurel aproape tot. Cum ziceam, foarte rar trebuie să intervenim noi. Și cam asta este tot. Continuăm cu ultime păreri și cu ultime sfaturi imediat. Bun, tocmai ce ați văzut cum se instalează Windows 10. Nu cred că este un proces foarte complicat, cred că poate fi făcut de aproape oricine care are un pic de răbdare și nu se simte copleșit de câteva clicuri. Cred că oricine poate face asta, nu este la fel de complicat cum era înainte. Bun, acum pe final ce pot să vă zic? Cu puțină răbdare puteți să faceți asta, sunt sigur. Dacă aveți întrebări, lăsați în secțiunea de comentarii și o să vă ajut. Aveți grijă, nu este mereu la fel, poate să difere ceva, dar în mare parte despre asta este vorba. Citiți cu atenție, dați click unde trebuie și cam asta este tot. Mai rămâne partea cu licența Windows-ului, unde sunt sigur că pot exista soluții ca să nu vă coste un picior și un braț. Bun, cum ziceam, dacă aveți întrebări în secțiunea de comentarii, o să aveți link-uri în descrierea videoclipului care vă pot fi de ajutor. Cam asta a fost tot, pe data viitoare, salut!